Se poate. Bro. Ești bine. Bro, mamă, cum a rezistat acolo? Nu pot să cred. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble. Este un episod în care o să angajăm doi jucători ca să joace cu noi la turneul de 3v3. Bineînțeles că astăzi o să avem cică bloc deș cu laser cu împreună cu ce? Cu Rush Hour, cu mapa Rush Hour, după cum observați. Aceștia sunt angajații de astăzi, Jerry împreună cu Basti, să sperăm că o să facem o performanță bună și culmea este să nu se întoarcă fix invers, în care eu dacă joc cu ei, tot eu să fac o performanță din aia imensă. Așa, cu toate astea, nu uitați de butonul de like și de abonare până va începe acest turneu. Mai sunt încă 28 de secunde, deci în 28 de secunde vreau să apăsați butonul de like și de abonare pentru că e gratis. Oricine poate să o facă și vă mulțumim suflet că sunteți aici alături de mine. Haideți să dăm drumul și să intrăm și pe voce cu băieții de astăzi. Și am revenit cu cel de-al doilea meci pentru că în primul meci ne-a dat free win și nu înțeleg din ce cauză. Vă salut și aici pe episod de Jerry și cu Basti. Ei sunt băieții alături de care o să jucăm astăzi. Hai că ăsta deja a picat unul dintre ei, Hugo. Jucăm cu skinul ăsta, bă, frate, bă, că e frumos tare. Dar păcat, uite, ne dă bloc, deci, bro, eu nu mai vreau bloc, deci m-am săturat de bloc, deci. E și Rush Hour. Deci Rush Hour în ce fază? E primul meci, mi se pare. Acum e bloc, deci că s-a dus. Ah, ok, și... Și e full emotes. Full emotes, în regulă, și... Aoleu, ce era să-i dau aluia. Și mai e și altceva, laser ceva sau doar asta? Nu, no, doar Rush Hour. Doar bloc, deci, și Rush Hour? Da, prin cât am văzut. E și laserul. E și laser? Da. N-am văzut. Hey, Jerry? What? Hai să ne... Aoleu, ce-am ratat acolo, pumnă. N-am prea jucat azi. A murit unul. Ok, a murit. Nici eu, e primul meci din zi. Trebuie să ne antrenăm. Eu n-am mai jucat de câteva zile. De la turneul meu fără emoturi. Ok. Bine, mă dă. Bine, am trecut pe superete. I-am dat pumn aici. Dă-i-o. Hai, pe el. Bravo, mă, asta zi. Bă, e bine că ne-am descurcat primul meci, deci avem... Bă, ni s-a pus eliminate în runda a doua. Pe bune? Da, frate. Na, jocul. Bro, come on. Uite, mă, frate, zici că joci la turnee și se întâmplă chestia asta. Dar de ce, doamne iartă, ce puțin stare vă house-ul ăsta, frățiorul meu? Numai turnee băguit a avut. Ia vezi, mă, că avem laser, nu este Rush Hour. Laser, e bun, e bun. Da. Da, sunt în 3v1. Ar trebui să conectez controllerul, să dau așa bine de tot. Ia zi, Jerry, cum joc de pe controller? Nu mai zic. Hai să vedem. A intrat cu el direct așa, bine-s. Și sunt toate emoturile. Eu zic să vă omorâți cât mai rapid, poate intră ea. Ai fi ceva. Păi, batem. Da, și dacă cât intră ea, muriți amândoi. Antrenăm și noi puțin așa la sang. Dar chiar că nu m-am antrenat astăzi deloc. Deloc, da, broadere. Am avut săptămâna asta vreo 5 teste. Aha. Bună săritură. Așa e la școală, brodere. Păi da. Dar chiar poate să intre, dar intră fără emote-uri gen ăștia, nu? Mai poate să mai intre în timpul meciului. A rezolvat lucrul ăsta. Dar nu cred că mai poate să intre acum. Acum. Aha. Vezi? Am stat atât. Talentul, brother. Ia uite aici ce mișcare am de pumni. Bum, 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 bum. Haideți că am revenit cu bloc de șul. Este cea de-al patrulea meci. Da, al patrulea meci, da. Da, nu știu cum avem eliminated ăla, cum s-a pus. Bă, trebuie să schimb culoarea. Da. Nu stau, am o problemă, că și la turneu când am jucat cu tine, așa am tot... Bă, erași negri și alb. Da. Tare. Opa. Opa, hai. Stai. Bine acolo, bravo. Opa. Nu prea mai intră, mă, super punch-ul, nu știu ce se întâmplă. Voi jucați pe stretch? Da. O, stai, cred că... Eu, da, Basti, nu știu. Bine acolo, Jerry. Vezi, pumnul ăsta parcă nu te blochează când sar, știi? Da. Nu m-a blocat acum în aer. Nu știu, aparat. Deci ziceți că e mai în avantaj stretch-ul? Da. Cam la orice, nu știu. Nu avem emote acolo. Da, trebuie să mă duc eu. Trebuie să luăm și în brațe, de ce n-ai bătând doar pumn? Nu știu. Am obișnuit. Am jucat și la Samu și miercuri și joi și da. Ne-am obișnuit fără inimă. Da. Ce fuge ăsta, bă, băiatule, bă.
n-am jucat miercuri. L-ai luat. Nu, hai că l-am luat, dacă e că a fost distanța prea mare. Da, săracu, nici nu mai știe încotro să se ducă. No! Nice, brother. Ah, firar. Yo, uite, brother. Uite-te și tu. Glitch. Da, tare, îmi place jocul. Ia să vedem din nou pe laser. Combo pe laser. Da, trebuie combo unici. Foarte mult, da, exact. Da, unii și stăm pe fiuște, ăsta e joacă bine fiuștii. Din DV. Să nu dea picior. Bine acolo, brodere, bravo, mă. Bravo, mă, Jerry. N-am dat până acolo. Dați voi pe ăla, să stăm noi pe unul. Trebuie să avem grijă și la picioare. Da. Da ce? Ah, am crezut că nu dai. Bum! Bravo, mă. Pe că da, să-i spune. Dă-i-o. Bine, mă. Bro, nicio șansă, ești nebun. Da, că avem bloc deja acum. Hai cu concentrare, boys. Ha, să nu jude pe controller că e jale. Ce mă gândesc să mă pun de control? Și eu am backping. Da, și eu am. Ziceți voi că e mai ok controlul decât tastatura? Da. Mult, nu știu, dacă decent. Ăla mort. Bun. Am omorât pe unul cât am cine. Bine, mai pică unul. Ha, ce picior am dat acolo, bro. Bine aici? Rupeți-l. Ce mai dai o dată? Iar. Ce mai dai și tu? Ba, intra pe sperete. Nu-i bine nici prea mult spumă că îl bagi pe sperete. Da, ții cu inima acum. Ok, dar îl blocasem acolo, nu prea mult. Ce n-aș pe cu backping? Da. Pe mici, pe reloare. Bravo. Hai că-l urmărești acum. Lasă să treacă că-l prinde în altul. Bro! M-ai împins! Și s-a mai și lăguit acolo. Am vrut să sar după el. Las că-l prinde noi undeva, lasă-l că ăsta fuge prea mult. Fuge prea mult, mă, și dacă ne grăbim, asta e greșeala cea mai mare. Dar e lag și... Da, e lag, aia e faza. Cerca să nu vă grăbiți, să nu pierdem. Și mie mi s-a întâmplat la fel. Veri... What? Taci. Stai că mi se mișcă prea prost. Nu pot să merg. Bine, lasă, taci. Bine, mă, cred că și-a avut și ăsta probleme cu lagul. Ia fiare, nu știu ceva. What? Deci era cât pe acolo, vamos. Ia, ăștia sunt default. Tip de default. Nu sunt default, da, dar chiar nu chiar. Default și plonzi. What, ăla a picat deja? Scuze de Jerry, Mamă, ce pum, dar nu l-am împins, n-a fost pe traiectoria mea. Las că l-am bătut acum, bano. Nu l-ai bătut, dar l-ai acum. Îmi scapă băiatul ăla. Ce picior. Nu, noi am prins pumnul. No. Ia uite-o pe asta. Bro, i-am dat pum și s-a oprit din knockback și a sărit. Mamă, ce jucător, bro. Luați-l. Bravo, mă, asta zic. Nu știu, dar am început să joc jocul ăsta cu cam mai mult decât să mă duc agresiv. What? Bine, mă, vamos. Ți-a plăcut, ha? Ia uite cum o dau. Bam, 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 bum. Bine pe pump pe laser. Dacă ar băga în breche laser, sincer, ar fi bonus pentru mine. De data asta mă joc de pe controller. Sunt curios așa dacă mă pot. Știi, nașpa când prind rețepii aia și la pereți. Adică așa e un moment mult mai bun pe controller, doar că e mai ciudat la, nu știu cum să vă zic. Da. Posibil ca băieții ăștia să fie buni dacă sunt adevărați acum. Nu-i bine, la un combo și n-ai, degeaba e bun. Nice. Yo! Da, m-a luat în inimă când eu am mai mult. Hai, da. E riscant combo. Puțin riscant. Opa. Chill. Să-mi zici când eram sigur că băia. Cineva să vă țin. Să ne cinem între noi când l-am în inimă. Ai grijă, mă, da? Am dat... Niciun pumn n-am dat. Dat în inimă, dar degeaba. Da. Apuci? Hai. Apuci. Bun. Dau cover. Perfect. Am dat degeaba pumn acolo. Nu contează, măcar ai scăpat de acolo.
Era jal. Da, astea par buni. Bine, sunt buni. Bine, mă, da? Bravo. Mare pum ce am dat aluia, bro. Bravo. Aha, hai că bravo dacă e controller, tipic controller, doamne ferească, mă spun tu. What? 2v2 no. Sunteți că la turneu s-a pus la pe capul tău? Nu vă grăbiți? Mamă, v-ați încurcat unul pe altul, mâncați. Ăla a murit, lol, și jucător. 1v1, Basti. Bine, mă, bravo, mă, bravo, 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 bine jucat. S-a panicat, da, într-adevăr, dar cred că s-a pus și pe tine și l-a pus pe burtă automat, nu? Nu știu, o să vedem pe episod, dar bine jucat acolo, bravo. Cam mult am stat aici, am așteptat după ăștia ca să intre. Haide. Bă, l-a sărit deja jos, bro. A, nu, lol, de ce mi s-a părut? Ok, nu mai intra pumnul. Probabil să dea picior din ce văd eu pe ăștia. Aveți grijă pe ce. Da, astăzi copii picior. Da. Hai. Da, uite ce ziceam. Acum, mai prindem. Bro, come on. Te basti. Nu, prins. Nice. Bravo. Bine. Bravo, mă, da. Nice, man. Nice. Hai că-l prindem pe ăsta. Da eu, bravo. Bine, mă. Aia zic, aia zic. Ce jucător, brodere. What? Cum de n-a intrat pumnul? Am stat pe capul tău. Nice. What? Ok. Destul de norocos. Transpiră mâinile și nu știu de ce. Ok, panic acolo. Nice, nice. Trebuia să fi făcut o săritură în aer, dar după aia m-am prins. Oricum e bine, avem până acum 8-1, nu? Eliminated-ul ăla din greșeală, deci ar fi avut full win până acum. Da, deci ar fi avut full win, da. Da, aveam 9-0, dar s-a pus Eliminated-ul ăla acum. Haideți să dăm și ultimul meci, 23 de minute, bro, prea mult timp, nu înțeleg ce durează atât. Și aveți că avem fiecare același skin, brodere, numai că ei sunt cu galbi și noi suntem cu culoarea asta. Da, da, da. Deci avem rush hour, trebuie să avem foarte mare grijă aici. Când vine vreunul cu emote, deci sunt toate emote-urile, din păcate. Și încercăm azi. Da, ca să nu ne... să nu facem vreo greșeală. Basti? A, păi s-a pus pe Basti, brate. Nu, rezistă Basti. Bine, mă, Basti, bravo. Basti aici. Nu am văzut cum n-am murit. Salvăm. Acolo. Bine. Te că la vine aici și ride. Să vin aici, stai aici. Ok. Vă mulțumesc. Toți au venit pe mine, mâncați și pe drept. Nu știu de ce am stat eu acolo, sincer. Animale. E ciudat, rău de tot că sunt mai mulți pe mapa asta, nu știu. Ok. Bine acolo, bine. Ăla a picat singur. Sări. Hai, Basti. A, s-a dus Basti. Knockback prea mare. Da. I-am dat și eu pumn, dar el... E urâtă mapa asta, bro, cu emote-uri pe cuvânt. Păi da. Da. Nici nu știi când să fii agresiv și nici nu știi când să stai pasiv. Cred că mai bine stai pe treaba ta, relaxat, și după aia să vină unul pe tine, nu se duci tu agresiv peste ei. Bine, bravo. Acolo pe pumn, bravo, bă, Jerry. 1v1. Hai că nu știi asta, e panicat. Ai grijă că o te vine cu tine. Să ai grijă când sare el să nu-i dai tu pumn. Îl lasă sară și după aia dai pumn dacă îi te bagi în el, că sigur dă-i mău când sare. Da, uite că nu vine nici el agresiv. Te așteaptă aici. Așteaptă să pleci tu. Da, așteaptă pentru fiecare, da, pentru fiecare mașină să plece. S-a mutat. Deja, ai avantaj dacă te duci primul pe mapa asta. Ce? Zic că ai avantaj dacă te duci primul și stai pe mapa asta, să-l aștepți. Da. Că dacă vine cu picior, da, poate să-ți dea picior. A, și tu aceasta în care el este în altă parte și tu în altă parte, deci stai pe rezistență. Da, ce să faci? Fai, da. Bă, dar cât de pasiv stă copilul ăsta, vere. Asta e spate de tot, e clar. Nu o să mai reziste mult. Ia, o să vin acum pe mașină. Mamă, dar ce frică e! Ia. Eu zic să-i dai picior. No, bine, bine, mă. Da, nici o treabă n-a avut ăsta cu jocul. Pă bune că n-a avut nicio treabă, bro. Pe bune. Dai să schimb și eu piciorul. Facem manevră. A, de fapt, acum ce avem? Cred că block dish, presupun. Block dish, da.
Ah, nu îl schimb acum, îl schimb după aia dacă e emote-ul. Să-l pun pe click dreapta, click stânga pun emote-ul de pumn și pe click dreapta pun emote-ul de ăla de a te opri pe loc. Hai că avem meci. Da, da. Smoked. Hai, Jerry. Am învățat, mă, de să joc harta asta. De atunci, de la Hector. Mamă, ce starti meci, nu ne bagă. Da. Eu aurăș mapa aia. Ce, era și aurul? Chiar da. Am învățat să... N-a băgat, n-a băgat. Păi am dat eu leave și am intrat. Hai să vedem, da, mă, bloc, deci bro, nu mai bloc, deci era așa ori și după aia să parcă vezi că în faza 3 ne dă laser cu... Nu, e bloc, deci full bloc, deci. Faza 3 e full bloc, deci? Da, full bloc, deci. Și faza 4 tot full bloc, deci? Tot full bloc, deci. Păi și de ce naiba a pus poză cu rașa ori? Pe a pus numai... Da, mai în phase 2. Am o spate toți și pe jucăm pe combo. Porcărie mare de tot. Ai grijă, mă, că e și inima să nu ți-a băieți. Da, e ok. Deci, am bine. Trecut pe sub perete. De Jerry. Nu, lasă. Trebuie să jucăm și inima. Da. Dacă îmi ții spatele. Bravo, mă, hai că te țin. Aha, okay, am okay, murit toată okay. Cu el. 2v2 sunteți? Nu. 2v2 calmi. Da, e bine. Nu, a supraviețuit. Trebuia să-l ajut cumva să vă dublați. Dar e bine, și a murit, bravo. Da. Lejer. Așa e că s-a focusat pe tine, nu s-a mai uitat în spate la țepi. Asta s-ar putea să pice aici. Lejer, lejer, calm, nu vă grăbiți. Bine acolo? Poți să-i dai? Bravo, e rip. O, a trecut pe superet, uite frate, ești tu. LOL! Da. Mă, ce s-a întâmplat? Ok, știi ce a făcut? A zis... Da, că am avut noroc. Am trecut prin perete, hai să le dau cadou la băieții ăștia, că tot nu a fost corect jocul. Aaa, nu, refuz să cred asta, bro, de ce ai. Partea interesantă e că suntem cu români. Partea cea neinteresantă e că sunt doar doi. Au intrat doar doi, brodere. Ei au boxiori. Da, foarte popular boxiorul ăsta. Dacă stau să mă gândesc, nu e o diferență, doar că e așa mai de gold, de aur. Asta așa. Dar și are centura asta, plus lanțul ăla. Da, și lanțul. Aveți grijă aici. Tot n-am luat emote-ul. Vine Zeus agresiv? Vine Zeus agresiv? Vine Zeus agresiv? Vine Zeus agresiv? Dacă vine, îl prindem într-un... Aha! A venit, am sărit, dar degeaba dacă... O să mă duc tot timpul să fiu primul. Cine e acolo? Cine e acolo? Stânga, bă, da. Nu vrei? Mare pum ce am dat lui Zeus, frățiorii mei. Ai bătut? A, și-am picat și eu, ce crezi? E ok, vă descurcați. Dar cea mai bună tactică este să stai tu primul. Să-l aștepți pe el ca să vină să dea emote. Și după aia să-i dai tu emote. Da, e în spate. Nu știu dacă merită agresivitate. A dat emote-ul. Ai putea să stai acolo Jerry cu el. Ia uite, a dat emote-ul din nou. Mi-e mai bine să te dai inimă pe el. Bine da. Acolo, bravo Jerry, asta a fost. Nu știu ce încerca băiatul ăsta, dar e ok. Păi ați dat-o cumva pe pumn reciproc, da. Na. Parcă e ciudată mapa, frate, că aici cu greu te poți ajuta. Oh, nice. Am jucat, am picat cu ei la Samu. Aștia zici tu că sunt bunicei? Da. Să nu dăm emote-o. Că poate ne iau ăștia în brațe. Au, de-a încercat să dea picior băiatul meu. Bine, mă dă? Ăla-i. Bine, ăsta a fost. Gat. Cât de bun să fie. Aaa, și dacă dădeam și pumnul ăla. Inima. De, inima, boys, inima, că eu l-am luat pe ăla frumos, în da, inima. Da, l-am bătut da. Și pe ăla. Ah, dacă l-am și pe ăsta, ia-l în inima, că n-are emote. Bravo, frate. Hai, că-s bun dacă e ceva. Bro, eu nu înțeleg un lucru. De ce, doamne, iartă-mă, se încurajează atât de mult emote-ul de... Mam. Emote-ul ăsta de inimă, bro. Că n-ar avea ce căuta. Păi da, mă, dar sunt buni. Dar dacă noi îi prindem un combo, nu mai au ce să facă. Degeaba sunt buni. Că putem, noi dacă suntem și mai buni decât ei și știm să jucăm pe combo, îi batem și pe Carzi. Oh, ce frumusețe, broadere. Ha? Nu puteam să fac nimic. Păi da, că te-am pus pe burtă după ce ți-am dat pum și te-am împins până la mama naiba. Tipii jocul Stumbleize, adică. Să vedem aici tot la fel, calm. Aici, sincer, e cam mapă la risc, adică... Dacă ai prins emote, s-a cam dus, mai ales dacă îi dai și emote de pom. Că mașinile astea se mișcă și aiurea. Cred că ar merita ca să jucăm.
Să jucăm și banana. Ia uite, ia-și dau între ei. Bro, ia se bat între ei, bro. Mamă, ce am dat-o lea cu banana, no way. Era cât pe ce să pice. Da, da, păcat. Bă, dublați-vă, dublați-vă dacă acum vine unul peste voi. Da, da, da. Eu n-am banana selectată. E ok. Să folosesc ăsta. Opa. Oh, nu cred că te, nu cred că te prea ajută banana aia. Că nu prea cade. Nimerești, dar nu... Mare pum, ce am dat s-a dus? Bravo. El a vrut să fie agresiv. A vrut, să vină, a vrut să vină peste mine și a luat-o. Ok, ar trebui să iau și eu emote-ul ăla. Mamă, mi-a dat. Mamă, brother. Nu știu cum să vă zic, dar am luat țepi acolo. Bă, de ce m-o mânca pe mine să mă duc agresiv, nu înțeleg. Bro, e aiurea rău de tot, adică... Ia stau împreună unul lângă altul, a picat și la bun, 1v1. Ia stau unul lângă altul și... E pay to win, mapa asta. Nu neapărat că e pay to win, e vorba de agresivitate. Dacă tu ești agresiv, ai de pierdut. Atât. Adică trebuie să stai foarte pasiv și să profiți de greșelile celuilalt. Sau dacă vrei să dai pe rezistență. Păi, așa ar trebui. Bro, Giri, ce faci, frățiorul meu? N-a avut ce să fac, a fost vântul. De ce ai dat piciorul acolo? Nu înțeleg. Hai, concentrare, băieți, concentrare. Avem două luzuri, dar stăm bine, zic. Dacă facem full win, eu zic că e perfect. Ia lui... Nu, nu, nu. Hai că... Eu am schimbat emote-ul, ce crezi? Ai grijă, mă. M-a încercat acolo. Ai grijă, Bati? Ok. Mie să nu mi-a nimeni. Capă el. Bravo, Messi, că i-ai dat pum, brother, că... A picat și mi-a dat mie pum, bro, dar cum de nu l-am văzut? Nu, nu, nu am înțeles ce se întâmplă. Nu am înțeles, bro, n-am înțeles nimic acolo. Hai, Basti. Efectiv, n-am înțeles, eram după ăla ca să-i dau inimă. Calm, 2v2 sunteți ca la turneu. E bine că nu sunteți în dificultate. Așa, bun, bine, se duce în țepi. Aaa, ți-a dat body block. Și din greșeală mi-a dat, dar e ok. Păi da, că ai sărit acolo, nu știu neva. Aiurea, bro. Ba, știi, poți să le dai. Te că-mi transpiră mâinile. Stai numai pe rezistență, că altfel nu poți să înțelegi ce poți să faci. Păi da. Mă, să nu-ți dea inimă. Că sigur vor veni cu inimă. Ok, bine acolo? Du-te că n-are mult. Joacă safe, ține emote-o, bă. Hai că s-a băgat ăla sub perete? Da, a apucat. Safe, da, joacă safe că sigur fac o greșeală ăștia. Bine acolo, bravo. Ia, ăsta nu sare. Bine, n-a sărit, bravo. Celălalt? Ah, ok. Nu, no, nu te risca. Nu, no, nu, no, bro. Bine, mo! Ce ziceam? Simplu. S-a panicat, bro, exact. Nu erau foarte wow, dar am făcut greșeli imense, cel puțin noi. Mai ales eu cum mi-am luat pumnul ăla, deci nici nu venea peretele și mi-am luat un pumn și nu știam ce se întâmplă, efectiv. E ok. Deci două win-uri mai trebuie să facem, măcar pe bloc, de să luăm win-ul, să fie 7-3. Ne-ar ajuta, dar pentru faza a treia, ar trebui să facem măcar un 8-2, cred, sau 7-3 să ne calificăm. 7-3. Ia uite. Nu, am încercat. Am putut acolo. O, Olex. A dat picior. Mi-au în continuu. N-am putut. Dar și eu mi-am combo în continuu. Piciorul. I-am dat acolo pumn, dă-i pumn, degeaba, mai dă-i un pumn. Bravo, mă, asta zic, n-are cum, bravo, foarte bravo. Da, mulțumesc că îi dai pumn în loc să le îmbrăți. Păi abia ai emote-ul și îți dădeai instant. Degeaba l-ai. Mai bine era combo.
Încerc să văd care dă emote ca să mă duc să dau... Să dau emote de inimă pe el, dar degeaba. Da. Ok. I-am prins pumn. Bine, acolo, da, degeaba, că e pe perete. I-am dat pumn. Bagă, prinde. Ci, nu cred că... A picat. Ai că forță. Talent. Ca în Occident. Ai, bă, da, sară ăștia, bă, băiatule, bă. Să sară și să dea picior. Asta știu. Da. Tare. Tare, bro. Ce joc. Ok. Ne-am prins inima, nu pot să cred. Stai chill. Stăm, că ce putem să facem? M-am dus în față. Tu ai stat în spate? Da, stau la aici, prost, stau la aici. I-am dat punct ca să nu te încurce. Nice. Ce bine, frățioro. Nu face. N-o face, nu face. Bravo, asta zic. Bine acolo? Bravo. Bine, mă. Puteai să stai pe el acolo. De ce n-ai stat? Păi... De ce n-ai stat? Și-a plecat. Da. Că după-i dădea el. God, uite, uite, așa, asta trebuie să fii. Vezi cum am fost eu? Da. Când vezi că rămâne 2v1, de ce nu te duci agresiv pe el? Păi știi, mă, dă, fii atent. Basti i-a dat emote și după a plecat, că după îi dădea înapoi și murea Basti. Mm, interesant, ok, ok, în fine, important e că avem 7 cu 3, dar era bine să fie avut 7 cu 2. E full, e full. Oricum. E full block this. Nu-i top, nu-i top prost, auzi? Suntem pe 8. Păi sunt, da, suntem pe 8, dar cred că o să mai și urce din ăștia pe aici. Hai să vedem că a început, a antrenat pe locul 11, e bine. E forță și talent, a găsit și meci din prima. Hai, tăticuții. Concentrare maximă, siguranță o să avem numai bloc de full și în faza asta și faza următoare. Mai mult ca sigur. Vom fi acum rush hour. Da, ar fi fost și va fi rush hour. Bam. Hai să schimb skin-ul, bă. Ah, da. Creier. Oricum, nu e nicio diferență. Mă, uita-se. Bro, ce țeapă și-au luat oamenii, bine acolo? Dă-i pom? Bine? Dă-i. I-am dat și eu. Bine? Dar nu mai a... picat. Nu a picat, bă, incredibil. Bine, mă, acolo. Hai că i-am jucat pe băieții ăștia combo. Și pe ăla. Nu! Bravo, bro. Numărul 1, frățiorul, ce pot să mai zic. Bravo, Basti. Cred că ai câștigat, nu? Da, ok. Mamă, ce prostie am făcut acolo, bro. Bro, ce prostie am făcut acolo, Jerry, incredibil. Da. Aia trebuia se să mai ai puțină răbdare. Da, trebuia să am, da. Să dai piciorul, știi? Mm, da, să da. Da, dar nu mă așteptam să dea piciorul, frate, e foarte nervant piciorul, sincer, în situațiile astea. Pune skin-ul, Basti, pune skin-ul. Da, schimb și skin-ul. Hai să vedem. Hai, acum nu mai stat un AFK. Da, ca să-l fie împins. Stai în face 3 așa. Putea să-i luăm în brațe pe ăștia care dau emote. Da, 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 dau că și ei stau la inimă, vezi? Păi da, 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 tu nu pum. Am văzut, ia uite-l. Ok. Bine acolo, o să pice, bravo frățiorul. Ok. Acum putem juca inimă. Da, putem să jucăm inimă, hai să așteptăm. Pe aici m-a dat bine. Trebuie să-i provocăm să dea prima dată, că nu, nu o să dea ăștia exact. Așa. N-am emote-ul ăsta. No, e ok, ok. Calm, bro, calm. N-are să ne grăbim pentru ce. Am dat pumn. Bine acolo pe pumn, n-a sărit. Trece, trece. No, nu dau nemult ăștia, nu dau nemult. Bine acolo, îi dau aici pumn ca să nu te încurce. Ah, bă, mi-a dat pumn, mi-a dat pumn. Gata, ăla-i mort, n-are cum. E ok, da, n-are cum. Bă, mi-a dat pumn fantoma. Cum ți-a dat pumn? L-am băgat în inimă și mi-a dat pum. Adică l-am băgat în laser și după aia mi-a dat pum și m-am băgat în laser. Că nu muream. E bună tactica asta ca să stai așa pe... What the? Bro, cine v-a s-a întâmplat acolo? Doamne, ferească-mă sfântul.
Hai, că e bine, important că am câștigat-o și pe asta. Ia să vedem, tăticuții, să ne concentrăm. Ăștia sunt cam bunicei. De ce l-am pe băiatul ăsta la prieten, Luca Monkey? Îți bunicii ăștia, nu? Da, la prieten, nu știu de unde, dar e ok. Ia să nu te îmbrați. Păi cum e ăsta, l-am bătut de multe ori. Băi, anilva. Bro, bravo! What? Calm, vezi că o să le apă, haide. Da, hai față. Hai în față, bro. Ăștia nu ne merge. Da, păi nici nu o să stea la punct, că sigur o să... Ce-a încercat ăla? Nu pot să-l ia în inimă, că după aia vine încă unul să-mi dea. Da, vedeți că ăștia joacă only. Da, trebuie să ne dublăm cumva. Nu pot să te ia în inimă, nu se dublează. Păi și care e tactica? Păi... Tactica e... Tactica nu e tactică. Da, cam. Ambele echipe jucăm aceeași tactică și e nasol. Am dat knockback la 2. Ok, au început să dea emoturi aiurea, aproape. Nu la picior să avem grijă. Da. Sau la inimă ăsta. Uite, acolo, Basti. Bine? Na. Ok, ai murit cu unul. Da, e bine. I-am dat body la unul. Am picat Jerry. Bine. Am picat și ocola. Ești 1v1, nu? Da. 1v1, frățiorul, calm. Bine, Jerry! Aaa, bro, a avut deschizător acolo. Bro. Am crezut că i s-a blocat în perete și că n-avea perete. Da. Bine. No. Bine că o dat pe unul și n-a dat inima. Dar oricum n-a apucat nicio șansă. Bine? What? Bă, sincer. What? Ce face? Bine. A sărit și ăsta. Ai văzut ce mi s-a băguit acolo? Da, am văzut. Au, a picat. Grijă la el. Bine, pum! Bine, mă, Jerry, mă, bravo, mă! Are nume de frigider ăsta, Arctic. A, dar okay. Ăsta dai mult prost, ăsta dai mult prost. O dat unul, mă, bă, cam da, dau. Hai, n-a dat pe capotă. Lejer. Mort unul? Mamă, ce-am făcut. Bine. Ah, că a fost peretele la, voiam să-i dau un picior. Acum, inimile. Inim, power. Da, calm să nu ne... Ăsta nu se abține și de emote-ul. I-am dat picior, a trecut pe superete tipic Stamulei. Na, pa, am dat inima din greșeală acolo. Hai, bine, dați un emote. Unde sunteți? Aici, în spate. Păi, eu cum mă dădeam în combo, dar dacă băi... erai și tu ăla era mort. Bravo, l-ai bătut. E mort. Ah, ok. Da, a picat, bravo. Nice. Păi, dar parcă nu mai sări tu așa de bine la Refire. Nu vă grăbiți aici. Să nu ne omorăm între noi, da, știi? Da. Trebuie să-l provocați. Trebuie să-l provocăm. Dacă nu merge nimă și nu dă emote, trebuie să dăm combo-uri de pumn. Da, dar acum putem să jucăm combo linii, știi, că n-are cine să-l mai salveze. Păi da, exact. Acum îl prindem aici. Da, trecut prin perete, ce crezi? Încearcă să faci Refire, că nu te ține, că el fuge. Bun. Trebuie să faci mesh. Hai că m-a ținut, că o să vă dea ba din cap. Ale. Bă, da, mai fuge mult. Oh. Bă, nu i-am prins pumn. Trebuie să avem răbdare, mă. Bine, rup. Basti. Da, la un avem ceva. Cum ai? No. Am trecut pe superete, mulțumesc, brother. Ai fie asta, buddy? Bro, ce fraier, că efectiv... Te-o salvat? Da, frate, m-a salvat acolo, efectiv. Bravo, bro, what? Vezi, nu prea mai ies atât de bine S-Pro-urile și Refire-urile. De fapt, mai mult, cred că S-Pro-urile, poți zice. Că nici mie nu-mi prea ieși câteva sărituri. Te pune pe burtă. Hai cu full win, băieți, dacă se poate, să ne dea și nouă. După aia free win. Full win pentru free win. Da. Asta dai am prost. Hai, bă, da.
Nu? Scuze? Poți, poți, poți. Bă, nu știu, te lasă. Oh, alo, ce se întâmplă? Poți, 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 ok. Ah, bă, da. I-am dat timp-ul, dar degeaba. I-am dat, dar degeaba și eu. Ești bine, m-a dat. Da, sunt ok, mă duc în față. Na. Da, bine, era de la mijloc, n-aveam cum să mă duc cu inima. Locul cu inima, bun. What? Dar ce faci, mă, te învârte pe artă? Să nu mă bată ăla. Bine, mamă, i s-a glicit a lui, bro. Ce noroc, i s-a glicit când să sară. Se poate. Bro. Ești bine. Bro, mamă, cum a rezistat acolo? Nu pot să cred. Ai văzut cum a rezistat? Am văzut. E bine, e bine. Aici. Ok, hai pe el. Nu, că nu, nu are ce să facă. Da. Aia zic, mamă, mă, te scuzi acolo. Da, ai văzut cum a rezistat, bro? Da. Puțin noroc ce de, bravo, băieți, avem 5 cu 0, nu? Da, 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 ne mai trebuie... Cred că vreo 2 win-uri ca să ne dea free win, nu, probabil. Nu, două, da. Eu vezi, ăștia au 3 skin-uri diferite. Da, tryharderi. Mitsu, mă, uitați și pe Mitsu. Mizu. Jamil. Jamal. Bine, taci. Ok. Ce combo, mă, da. Okay. Da, păi să-mi iau combo, ce crezi? Am scăpat cu noroc acolo, sincer să fiu. Prea-mi place combo-ul de-l dau ăștia. De adevăr joacă bine, dar și dacă îl prins până cu emote, să-i dai inima. Bine acolo. Da, cred că Jerry, poți? Bravo. A, murit unul de la ei? Păi l-am luat pe un inima. Bravo, frățioră, nici nu m-am uitat, n-am fost alin. Ia ce super i-am dat, da, degeaba. A trecut prin perete, băiatul meu. Bine acolo, dar l-ai trecut pe perete, ia uite-mă cum l-ai băgat. Ah, l-a ridicat după s-o, nu știu. Ce bolan. Da. Nu pot să crede. Era bine să luăm acolo în inimă. A, gata. Nu, nu. What the? M-am pus pe capul lui. Dei. Bine. Ai cred că pică. Lejer, frățiori, bravo, bine jucat pe combo. Body, body aici. Da-ți, da. Duceți-vă voi doi că rezist eu. Oh, shit. N-am picat. Eu n-am murit. E bine. E bine, băieți. Păi, de ce nu-mi ies săriturile? Nu înțeleg. Bine, mă! Ce bro, uite-te și tu! Cum poți să accepti jocul ăsta în situația asta, bro? Cum da, să nu te enervezi? Că îi dădeam piciorul. Bro, dar să intre pe sub perete și ăla să sară, gen crezând că va sări pe tine și va trece peste, mi se pare... Nu știu. Mă bucur că s-a întâmplat la noi, dar pe o parte și că ți se întâmplă chestia asta, te enervezi foarte tare, nu mi se pare corect. Hai, da. Concentrare maximă, avem 6 cu 2. Trebuie să facem mâine neapărat. Hai, rest cu mine în față aici. Urmăriți-vă. În față și vedem cine dă emote. Ia uite-l. Ar fi okay, fost o idee bună ca să-l fi luat acolo. Hai în față, hai în față. Uite unde sunt eu, urmăriți-mă. Aoleu. Jerry. Okay. Sunt aici. Hai, e ok, joacă la super punch, da? Le dă minimă. Ok, am dat piciorul acolo. Bine jucat, la bol bagă pe perete. Tipic. No. O să încerc să dăm un combo micuț. No, era bine acolo să fii stat pe pom. Ok, hai, haideți în față. Îi omorâm pe toți la labirint. Sau undeva mai... Aici nu avem de ce. L-am bătut și a trecut și pe lângă perete, ia-o pe asta, bravo. Brother. Bravo, bro, tu de râd. Poți, chill. Chill? Tot la fel, ăștia dau foarte mult pumn, ar fi o idee bună cu inima, bravo, ial. Bravo, mă, bravo, asta l-ai învârtit acolo. Da. Cam cu noroc, ce drept. Să nu mor eu. Bine. Fuge băiatul. Ial! Mai țineți uite. Bine. Hai că eu... Bine, mă! Bravo! Bravo, băieți! Hai că avem 7 cu 3, deci calificare avem sigură. Da, dar hai să facem un cop cu 2. Da, ca să ne dea. Ar fi ceva și 8 cu 2. Ce ai zis, Basti? Poți să schimb numele dacă vrei. Poate joci mai bine cu numele tău. Da, că avem acum schimbarea în loc de Basti, l-avem pe Bogdan.
Mamă, ok. Și am și eu m-am calificat, bro, lol, ce meci. Hai, dacă se poate 8 cu 2. Dar vezi că sunt ok, a intrat și al treilea. Are lag ăla, de a intra așa, am aflat eu. Are lag și da, emote cred că are. Da, are. Numai că îmi merge pe mai prost. Hai, dar de spune, Ok. Dacă stăm în spate, puteți să vă las super sau asta. Bun, calm. Ce încercă tărăm, a dat emote. What? Bravo, bro. Dar nu știu, cât au ăștia brother de i-a dat cu noi? Au la fel, scorul ca noi. Oh, ce pun! Bro! Păi da, tu vii în mine, bro, să ne împingem acolo. Chill. A folosit ăla emote. Ok, da, un pun. Așa. Bravo. E mort ăla. Lejer. What? Ce-a făcut, mă? A murit, l-a omorât al lui. A trecut prin doi perezi. Ăsta și cu tine, mă, după Superman, vere. Așa noroc. Două save-uri și-o dat. Bun, acolo. Îi dau eu body. Hai că mă oare dacă e. Forță. Bro, ce porcărie. Ia. Cam noroc are beat ăsta. Oricum n-are ce să mai facă, dă-i. Ia-l. Da? Și ia-l tu. Bravo. Și du-te și tu. Ce m-am duc eu. Bine. Bun. Avem 8 cu 2, destul de lejer, boys. Vedem cu bracketul ce facem, 10 minute trebuie să vină. Suntem în bracket, primul match, Doamne ajută, stăm calm. Nu ne grăbim, dacă cumva o să dea vreunul emote, o să dau inimă pe el. Să mări, să scapă ca dupleer. Cu mine, că n-au cum să ne bată. Imposibil, dați picior când sunteți între... Uite, ăla a dat emote deja. Pele sunt pe tine, să iei inima și chestii, ține în spatele dacă vrei. Dar nu știu dacă are rost. Mai rămân în față și omorâm pe toți, mai târziu, jucăm late game. Hai, bădă. Ok. Ok, haideți în față. Uite la mine, n-am cum să mor. Boys. Da. Mamă, nu te cred. N-a murit, bro, deja. Jerry. Da, s-a terminat șmechirea aici, nebun. Păi dacă a venit peretele și mi-a dat picior, bro, nu m-a băgat pe sub perete, nu nimic. Dacă a terminat șmechirea, ce pot să zic? Chill, că poți să-i bat. Dacă moare 1-2, random. Da, nu mai să stai în față, aia e problema. Hai, ce să-mi dea. Bine? Mama. Da, nu, că... Da, nu sunt bun, dar o să mă prindă. Nu încurcă nimeni, aia e problema. Bro, asta urăsc în break, că dacă faci o greșeală și nu ești încălzit, te-ai dus. M-am murit aici. Nu te cred. Nu, bă! Na. Aolo. GG, bro. Și cam aia a fost. GG, clasic și uite așa am pierdut și turneul acesta și culmea este că din toată, tot meciul ăsta și toți nervii pe care i-am făcut, avem doar 207 gemuri, nici măcar 414 gemuri, să vă imaginați. De asta nu mai vine să mă joc la turnee de bloc, deci pentru că durează foarte mult timpul, îți pierzi concentrarea, îți pierzi antrenamentul, trebuie să te antrenezi în continuu, trebuie să te joci cu hack cu respawn ca să fii bun pe game mode-ul ăsta pe bloc, deci că de asta joacă foarte mult și sunt atât de buni. Și data viitoare cu siguranță nu o să mă mai vedeți la turnee de bloc, deci poate că dacă vor mai băga laser, botbash, rush hour, cu totul altceva voi juca bloc, deci pun punct, pentru că mi se pare atât de incorrect, vine unul, îți dă picior, tu nu mai poți să mai poți trece peretele pentru că te pune pe burtă și ăla ai fost, adică pe bune, unde trăim, ce joc, când faci o greșeală deja să și pici, să nu mai ai vreo șansă să revii. Fine, toate cele bune, nu uitați de butonul de like și de abonare și poate data viitoare mai jucăm la un turneu de un 2v2 sau un solo sau cine știe, dar nu prea se mai fac turnee de solo dacă ați observat. Sau dacă se fac turnee de solo, sunt de race și alea sunt și mai incorrecte, că contează spawn-ul acolo și dacă ești cu emote, se întâmplă cum se întâmplă și ei, să se pună pe tine, dau exemplu. Da, în fine, toate cele bune, ne vedem data viitoare, pa, pa! Subscribe.